În Buzoiești, satul întreg s-a adunat la poarta familiei Bădescu. Oamenii nu-și puteau stăpâni lacrimile de durere. Un copil extraordinar de cu mine. Un băiat deosebit. Nu știu, domnulețe, nu era nici o femeie ca el așa. O fată nu era ca el. Era atât de cu minte, atât de inteligent și blând. Niște oameni cu minți, niște oameni amărâți, niște oameni liniștiți, niște oameni respectuoși. Au crescut 5 băieți și o fată. Paul Bădescu și-a dedicat viața carierei militare. De la vârsta de 14 ani a plecat să studieze la liceul militar de la Breaza. Maestrul militar avea 41 de ani și era necăsătorit. Este nu tragic, este deosebit de tragic. Unitatea noastră îi acordă tot sprijinul. Maestrul militar Paul Bădescu a fost înmormântat în această după-amiază cu onoruri militare și salve de foc. La Enoșești, Piatra Oltă, ore în șir au așteptat rudele, prietenii și sătenii, cortegiul funerar care transporta trupul nensuflețit al militarului Andrei Cătălin Apostol. Părinții eroului au venit din străinătate să-și conducă pe ultimul drum singurul copil. Un băiat cu minte la locul lui, ce să faci? Dacă asta s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu el, Dumnezeu să-l ierte. Cum ați aflat despre tragedie? La televizor. A avut o ambiție mare la viața lui și a vrut să fie cineva și adevărul e că a fost, ca să ajungi comandor de aviație la vârsta de 25 de ani, nu e ușor. Avea o logodnică pe Ana Maria, aveau planuri de viitor să aibă un copil, un urmaș, ca orice tânăr. Cătălin Andrei Apostol a terminat liceul militar și în urmă cu doar 2 ani Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov. După absolvire, l-a lucrat în cadrul bazei aeriene Câmpia Turzii, unde era angajat ca sublocotenent inginer.